Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Ca să fii român trebuie să poți, adică pentru a fi român trebuie să fii în stare. Iar ca să fii în stare, adaug eu, trebuie să îndeplinești trei condiții. Voință, știință și conștiință. Invitatul meu în această seară este domnul profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, medic militar specialist în neurologie, profesor universitar la Universitatea Titu Maiorescu din București, unde este sau a fost șef al Catedrei de Neurologie. Membru al unor societăți științifice naționale și internaționale, precum Academia Americană de Neurologie, Societatea Europeană de Neurologie, Organizația Internațională de Cercetare a Creierului, precum și președinte al Societății Române de Acupunctură. Ca autor al unor cărți de filozofie și metafizică, este cunoscut în special pentru lucrarea Inteligența Materiei, publicată în România sub o formă cenzurată în 1981, dar republicată integral și cu adăugiri după Revoluția din 1000 sau aplicația din 1989. Cartea a fost distinsă în 1992 cu premiul Academiei Române pentru Filozofie Vasile Conta. Alte cărți publicate de domnul profesor Constantin Dulcan sunt Mintea de dincolo, Oglinda conștiinței, În căutarea sensului pierdut, Somnul rațiunii, Către noi înșine, Gândirea omului modern, Culmi și limite. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit. Vom vorbi astăzi despre mai multe, dar în primul rând despre Dumnezeu și inteligența materiei, dar nu înainte de a da cuvântul invitatului nostru permanent, special și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Românii au fost cel puțin indirect stăpâniți de turci. Niciodată însă, în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuție limba și naționalitatea română. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă, ori indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice. Un stat român înconjurat de state slave poate să fie pentru vrăjmașii poporului român o iluziune perfectă. Pentru români însă, el este o nenorocire care ne prevestește un nou șir de lupte, o nenorocire pentru care nu ne mângâie decât conștiința trăiniciei poporului român și nădejdea de izbândă. Statul român de astăzi a trecut prin mai multe zguduiri și rămâne statornic, fiindcă are două temelii, conștiința românilor și încrederea marilor națiuni europene. Dacă vom câștiga de trei ori atâta pământ cât avem, și vom pierde aceste temelii, statul român, prin fie el oricât de întins, va deveni o chestiune trecătoare. Iar dacă ne vom păstra temeliile de existență socială, Rusia ne poate lua ce-i place și pierderile vor fi trecătoare. Astăzi este dar timpul ca să întărim atât în români, cât și în popoarele mari ale apusului, credința în trăinicia poporului român. Rusia voiește să ia Basarabia cu orice preț. Noi nu primim niciun preț. Primind un preț, am vinde. Și noi nu vindem nimic. Timpul 10 februarie 1878. Am ales acest fragment din publicistica lui Eminescu pentru că zilele trecute a fost data de 27 martie 1918, data la care Basarabia, Moldova, sau cum se zice, în România de răsărit, s-a unit cu patria mumă. Domnule profesor, aveți a adăuga sau a comenta ceva la cuvintele lui Eminescu? Or fi de actualitate, n-or fi? Da, am reținut că turcii nu ne-au contestat limba și națiunea. Niciodată. E de reținut. Pentru vremurile moderne. Cel puțin la nivel de națiune. Deci e o poveste. Știți cum a apărut prima moschee? Prima biserică turcească la nord sau la vest de Dunăre, când Dobrogea au fost. După războiul de independență, șeful bisericii ortodoxe române de la vremea aceea, nu aveam patriarh,
avea relații destul de apropiate cu sultanul de la vremea aceea, care sultan la rândul lui avea o relație apropiată cu patriarhul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol. Și l-a rugat pe sultan să intermedieze pe lângă patriarhul de la Constantinopol să ne acorde și nouă statutul de biserică ortodoxă autocefală. Ceea ce s-a și întâmplat după câțiva ani și după alți câțiva ani, mă rog, s-a și construit prima biserică, prima moschee turcească, inaugurată în 1906 în Parcul Carol. Atunci, dar cum s-a întâmplat? Pentru că șeful Bisericii Ortodoxe l-a întrebat pe sultan atunci ce să-ți dăm în schimb. Bani? Și el a zis, nu, nu vreau bani. Aș vrea ceva ce voi, ce noi nu am obținut niciodată, de când ne batem, din secolul XIV până acum. Dreptul de a ridica o biserică islamică la nord sau la vest de Dunăre. Și Biserica Ortodoxă i-a dat chiar din terenul ei. Deci, moscheia aceea da. Care s-a ridicat în Parcul Carol și care a fost dată jos de ruși când a venit și mutată pe la Pieptănă, nu mai știu. Dar e ciudat, erau stăpâni, nu puteau chiar ei să... Nu erau stăpâni. Deci aveam contract de suzeranitate, era cu totul altceva. Ei nu ne făceau pașalâc. Nu au putut. Pentru că să nu uităm în secolele, în vremea lui Ștefan cel Mare, în secolele 15-16, din punct de vedere militar, acum ce fac vorbesc eu, țările astea două, din punct de vedere militar, au stăpânit, au dominat Evul Mediu. Și putem evalua asta prin raportul de forțe. Pentru că zicem că bătălii de cartier au fost bătălia de la Azincourt, războiul celor două roze, războiul de 100 de ani, când raportul de forță era de 5-10 mii de o parte sau de alta. Păi turcii când veneau aici, veneau puhui și nu mă ghidez pe cronicile noastre, ci pe cronicile lor. Da, putem da. Să nu le dăm crezare, dar atunci nu dăm crezare nici cronicilor care se referă la bătăliile amintite. Deci când turcii au venit după... În sfârșit. Nu, intrăm în alt subiect. Mie mi-e drag, dar să ne întoarcem la... La cum? A fost o simplă divagație. Așa, suntem... Deci cam asta este, a avut loc unirea asta. Ciudat că ne zbatem noi ca națiune între două extreme sau două dimensiuni contrarii ale spiritului nostru. Dezbinarea și obsesia unirii sau visul unirii. Nu putem fi uniți, noi nu ne putem uni pentru că asta e blestemul tragic al dezbinării de care vorbea și Eminescu. Dar în același timp tânjim după unire. Atunci, pe 27 martie, înaintea unirii de la 1 decembrie 1918, Basarabia a făcut primul pas. Basarabia, Moldova. Basarabia, de fapt, este zona de sud. Și a fost perioada cea mai prosperă pentru România. Această unire, și mai ales începând din 1918 și către cele până două... Până la al doilea război a fost miracolul dintre cele două războaie, perioada noastră cea mai plină de glorie. Vreo 18 ani de pace au fost. În 18 ani de pace s-a întâmplat un miracol. Toată Europa și în domeniul economic și domeniul cultural... Da, tot. E o perioadă extrem de prosperă și da. Aceea ce înseamnă că unirea nu face puterea. Da. Haideți să, pentru că se apropie Sfintele Sărbători de Paști. Care este, domnule profesor, după părerea dumneavoastră și din punct de vedere al omului de știință, dar și al cetățeanului obișnuit sau al creștinului obișnuit, spiritul renaște, spiritul învierii, spiritul de Paști. Uite, vreau să abordez din mai multe unghiuri și sigur că da, din unghiul omului de cunoaștere științifică, nu din unghiul teologic, motiv pentru care cer să fiu înțeles ca atare. Deci pentru mine învierea, singur, dincolo de faptul că este situată în timpul primăverii, când din punct de vedere al naturii are loc o înviere a naturii, o resuscitare a întregii lumi vegetale, nu pot pune la îndoială evenimentele care s-au petrecut în jurul existenței lui Iisus. Eu am spus și repet, n-am nici certificatul de naștere, nici de deces al lui Iisus. Spun asta vis-a-vis de cei care contestă existența lui Iisus. Dar spun așa, că a fost un om care a lăsat spus ca învățătură tot ceea ce a spus el. Acela s-a chemat Iisus. Este indubitabil. Și din punctul ăsta de vedere vreau să vă spun că eu am făcut o suprapunere a ceea ce el a spus. Iubire, iertare, compasiune, înțelegere, bine celălalt. Și vreau să spun că toate imperativele lăsate de Iisus au o suprapunere perfectă peste fizica modernă de astăzi. Iau exemplul iubirii. Iubirea înseamnă unitate, armonie, pace.
nu război. Iau exemplu iertării. Pentru mine Iisus rămâne, dacă vreți, învățătorul cel mai mare care a trăit pe pământ, mai mare decât Buddha, Pitagora, Lao Tzu și ceilalți, Confucius, pentru faptul că el aduce în discuție iertarea. Iertarea, de fapt, dacă nu ierți, asta înseamnă motiv de război, de ură, de discordie. Deci facem discuția acum în perspectivă istorică. Exact. Ori din punctul ăsta de vedere, iertarea din nou înseamnă armonie, unire, bunăvoință, înseamnă pur și simplu o trăire în normalitate. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu spun că prilejul Paștelor, al sărbătoririi vierii Întuitorului, n-ar trebui să fie doar un prilej de distracție. Fără îndoială că pentru români e sărbătoarea cea mai mare și iată, toți oamenii se întâlnesc, rude cu părinți, copii cu părinți, etc. Este o sărbătoare, să spun, foarte fericită pentru poporul român, întâmpinată cu mare bucurie. Dar dincolo de faptul că noi ne întâlnim și în momentul ăla, ca orice întâlnire este nu o masă împodobită cu toate cele ale momentului, cred că în același timp noi ar trebui să medităm ce sens, ce semnificație a avut răstignirea lui Iisus. Ce ar trebui noi să facem? Să ne întrebăm de fiecare dată, am făcut noi tot ceea ce El ne-a cerut? Pentru că din unghiul de vedere al învățăturii Lui, al poruncilor Lui, dacă vreți, al imperativului pe care ne le-a lăsat, mie mi se pare că, de fapt, asta înseamnă, în primul rând, respectarea unui statut moral, a unei etici, care, după cum bine vedeți, astăzi este atât de necesară, atât nouă cei de aici, cât și întregii lumi. Și sigur că da, mă refer în primul rând la lumea creștină. Deci Iisus este și un prilej de bucurie în vierea Mântuitorului, este și un prilej de bucurie, de fericire pentru noi ca sărbătoare, dar în același timp este și un simbol de care cred că cu toți ar trebui să ținem seama și să fie un moment de revedere a propriei noastre existențe de-a lungul unui an. Deci să nu reducem sărbătoarea. Să nu ducem numai la o petrecere, la distracție. Numai la îmbuibare. Exact la spiritul care a generat bucuria. Într-adevăr, trebuie să ne bucurăm, pentru că e o mare bucurie. Și spuneam, dar să nu uităm de ce ne bucurăm. Exact. Dar am spus asta nu în sens pejorativ, ci dimpotrivă. Faptul că nu putem nega semnificația, însemnătatea existenței acestui mare învățător al creștinismului. Domnule profesor, pe mormântul lui, pe placa tombală a mormântului lui Immanuel Kant de la Königsberg, scrie așa: cerul cu stelele deasupra mea, legea morală din mine. Și acum citesc din Dumitru Constantin Dulcan. Astăzi, deci ghilimele, astăzi, bazându-mă pe o cunoaștere științifică, pot afirma cu certitudine că lucrurile nu au pornit dintr-o întâmplare și viața nu este accidentală pe pământ, așa cum spun manualele de biologie. Ba mai mult, afirm că universul se sprijină pe legi morale. Am ajuns la concluzia că și creierul respectă un cod etic, un cod moral similar cu al marilor religii. V-aș ruga să explicați. Da, este o concluzie la care am ajuns în 2008. Atunci am conturat-o. Iată cum stau lucrurile. Pleacă de la niște cercetări făcute de un alt mare om de cunoaștere științifică de la Universitatea din Wisconsin-Madison, care are ideea să examineze prin mijloacele pe care le avem astăzi la dispoziție tehnice, în speță o rezonanță magnetică funcțională, electroencefalografie, oameni cu diverse niveluri de spiritualitate. În speță el a examinat călugări tibetani care erau cu un state foarte vechi și pe alții novici, pe cei care aveau state vechi în, sigur, în mănăstirile tibetane, le-au cerut să mediteze la pace, la iubire, sentimente de armonie și de îmbrățișare a întregii omeniri. La novici le-a cerut să fie indiferenți față de semenii lor. Ce s-a întâmplat? Se constată un lucru extraordinar de interesant. Rezonanța magnetică funcțională, în momentul în care noi discutăm, ne arată ce zonă din creier se activează. Cu alte cuvinte, știm la fiecare cuvânt sau gest pe care îl facem noi, care este aria din creier care răspunde de ceea ce ni se întâmplă nouă. Deci, se activează în momentul în care noi discutăm, executăm un lucru, un gest și așa mai departe. Și surpriza
este extraordinară. Se constată că toate sentimentele de iubire, de pace, de fericire, de bucurie, compasiune și mai departe, iertare, poftim, activează mai mult o zonă din area din creierul frontal sau din lobul frontal, dacă vreți, în termenii științifici spunem prefrontal, dar să luăm la modul general, activează o zonă din lobul frontal stâng. Cuvintele care au o semnificație negativă activează prevalent o arie din lobul frontal drept. Atât a fost suficient să citesc lucrul ăsta, să-mi dau seama că creierul în sine nu poate să facă această distinție între bine și rău, între moral și imoral. Și atunci trebuie să fie altă instanță. O altă instanță nu este decât conștiința. E cea care a așezat lucrurile. Exact. Adică mașinăria. Mai mult, în momentul în care noi discutăm și facem un compliment plăcut cuiva, are o viteză de recepție, de conștientizare. Dar dacă spunem lucruri jignitoare la adresa cuiva, recepția la nivelul conștiinței este de 4 ori mai întârziată, adică percepe de 4 ori mai greu, ca și cum creierul ar refuza pur și simplu, el însuși ar refuza să proceseze o informație care este insultătoare pentru creier. Îi spui unuia, ești foarte frumos, foarte deștept, e o viteză, dacă îi spui, ești un urât, sau alt cuvânt. Creierul din dreapta, deci lobul frontal, receptează această informație de 4 ori mai lent, mai greu și se activează numai partea dreaptă al lobului frontal, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Acum, ce semnificație mai departe? Fiecare cuvânt înseamnă chimie, înseamnă la rândul lor o serie de substanțe neuromediatori, înseamnă în ultima instanță acțiunea asupra sistemului nervos central, asupra sistemului imunitar, asupra sistemului endocrin, asupra substratul nostru genetic. Adică tot ce are o semnificație pozitivă are un efect pozitiv asupra sănătății noastre și cele cu semnificație negativă, cuvintele, emoțiile, sentimentele, au un efect nociv asupra organismului. De la boală până la cancer. Tot ce înseamnă pur și simplu un impediment pentru organismul nostru. O insultă, un traumatism pentru... Am înțeles. Acest lucru se întâmplă la nivel de receptor și la nivel de emițător, adică și cel care emite rău cuvântul care conține o informație. Fără îndoială, dar e o altă discuție. Vreau să continui discuția. Concluzia mea. Asta înseamnă că la nivel de creier să petrece respectarea unui cod etic. Dar ce suntem noi? Asta e, ADN-ul are... Dați-mi voi, ce suntem noi? Suntem rezultatul al cui? Al cosmosului. Păi asta înseamnă că dacă creierul are un cod etic în comportamentul, înseamnă că însuși cosmosul are la bază ca fundament o lege etică, o lege morală. Iată ce spune Kant, apropo conexiunea cu ce a spus dumneavoastră din Kant. Cerul înstelat și legea morală din mine. Legea morală în mine. Deci există o lege morală în noi, există o lege morală în noi și este în același timp o lege morală la nivel de cosmos. Pentru că noi suntem rezultatul cosmosului, asta spune toată știința și o știm că doar n-am apărut în vid, am apărut în acest univers. Deci codicele etic noi am receptat în societate de-a lungul istoriei prin intermediul instituției care se numește biserica, indiferent ce a fost biserica asta, precreștină, creștină, cu zei, cu nu știu ce, dar prin intermediul religiei s-a implementat comportamentul, regulile morale. Că altfel ele nu au apărut în spațiul laic. Avem două surse aici. Una este biserica. Este unul din meritele bisericii categoric. Pentru că codul, am și spus, codul etic al creierului este similar cu codul de celelalte origini, religioasă și socială. Păi și societatea are interes ca noi să avem un comportament normal, moral, față de semeni, pentru că altfel nu am avea tot timpul, am fi discord în război, în certuri și conflict. Or, până acum, această convenție socială era doar o dorință ca societatea să poată funcționa normal. Dar iată că în momentul în care apar aceste cercetări, s-au făcut începând din 1999, cam până în 2011, dintr-o dată constatăm că nu doar un cod moral ne obligă să avem un comportament etic normal față de semeni. Din clipa de față constatăm că este înscrisă în însăși biologia noastră nevoia de a avea un comportament etic. Pentru că lipsa unui comportament etic este absolut nocivă, patologică și pentru mine, care emit niște cuvinte sau emoții negative, și pentru celălalt căruia mă adresez. Că m-ați întrebat, dar cel care emite nu are și el consecințe? Ba da, pentru că din punct de vedere fizic, orice gând este un câmp care se emite în spațiu. El întâlnește
alte gânduri emise pe aceea lungime de undă și se întoarce în mit în 10 deasupra. Cu alte cuvinte, un gând negativ sau emoție negativă este cea care face rău și celui care o gândește și celui care se adresează. Același lucru și cu gândul bun. Și invers. Orice gând, orice compliment plăcut, orice emoție plăcută, orice bucurie față de, și sentiment de compasiune, de generozitate, de altruism față de semeni, nu spune Iisus, fă bine celuilalt, Privește-ți aproapele, iubește-ți aproapele, fă bine celuilalt. Acest lucru care s-a întoarce este de fapt nevoia de pace, de înțelegere între noi toți și sigur armonia socială. Astea sunt bazele armoniei sociale. Cu alte cuvinte, avem două surse. Una vine prin, cum a spus și dumneavoastră, prin codul religiilor și iată prin biologie, însăși biologia ne spune. Este de asemenea natură încât am spus, dacă nu în secolul 21, poate că ne vine greu să spunem, să răspunde la îndemnul iubește-ți aproape, le-am spus măcar să-l acceptăm. Pentru că neacceptarea înseamnă război, înseamnă conflict. Acceptarea dimpotrivă înseamnă această măcar liniște socială și armonie. Observați ce se întâmplă în societate în care nimeni nu acceptă pe nimeni sau în orice caz o bună parte dintre noi au un comportament destul de păgubos pentru ceilalți. Domnule profesor, aspectul etic al condiției umane presupune rău și binele, pentru că între ele ne raportăm ca să știm cum să ne comportăm etic. Faptul că există un cod etic al Universului înseamnă... O lege morală a Universului. O lege a binelui, o spun eu. Că și acolo există două forțe negative, ceva în genul ăsta, ceea ce noi numim convențional binele și rău, de este nevoie de această... De acest aspect. Bine, etical. Noi vorbim în contract. Există lumina și întunericul. Există ziua și noaptea. Fără îndoială că sunt elemente de ordin contrar, dar pe noi ne interesează ca ființă umană, interesează partea binelui, nu răul, din această discuție. Da. De la iluminiști încoace, religia și știința au fost considerate incompatibile. Trecând peste faptul că iluminiștii n-au fost cei mai luminați oameni ai omenirii de la vremea aceea și trecând și peste faptul că cele mai mari descoperiri științifice în Evul Mediu și până la iluminiști s-au făcut în interiorul bisericii, până la urmă sunt incompatibile aceste două noțiuni, știința și religia, sau și mai exact, Dumnezeu este incompatibil cu știința? Nu. Încă se mai... Nu. 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 Pur și simplu, știința de ultimă oră, dacă vreți, confirmă în mare parte din multe din afirmațiile care se fac prin religie. Adevărurile din, mă rog, din Biblie. Este fără îndoială că această ostilitate între știință și religie a început la vremea Inchiziției, în care orice idee progresistă era sancționată ca eretică și știți foarte bine consecințele, care a plecat de la... Copernic încoace că pământul este plat, susținea biserica. Foarte interesant. Și atunci s-a emis discuția că pământul se învârtește, etc. A scris și în Biblie. Deci știința începe în 1543, în momentul când Copernic își publică, exact în momentul expierii, publică teoria geocentrică. Ei bine, heliocentrică. Ei bine, biserica... Ce contraargumente are? Zice, dacă pământul se învârtește așa de tare, piatra aruncată, atunci ar trebui să rămână în urmă ei, că pământul merge mai înainte și rămâne în urmă. Dacă se învârte așa de repede, ar însemna că avem uragane, pentru că aerul atunci ar veni... Da. Niște argumente teribile. Și mai aveau câteva naivități care pleacă, de fapt, de la Aristotel. Și domnule meu, anume că lucrurile grele cad spre pământ pentru că doresc să ajungă la pământ, la origine, și fumul se duce în sus pentru că originea lui este sus. Erau niște simple... La nivel de metaforă? Niște, da. Bun, la nivel de naivități. Sigur că da, începe cu Galileu, care face această despărțire a apelor și spune, uite, biserica să se ocupe de Sfântul Spirit și noi să ne ocupăm de acele lucruri care sunt cuantificabile, măsurabile. Vine după aceea Descartes și împarte în spirit și materie, cele două lucruri, și știința se îndepărtează de religie. Faptul însă că Giordano Bruno, Hipatia, au plătit cu viața pentru ideile lor că pământul nu este centrul universului, ci că dimpotrivă se învârte în jurul soarelui,
S-a născut o mare ostilitate între știință și religie. Și așa au evoluat lucrurile până în 1859, când a fost cam un fel de apogeu al dezvoltării științelor. Era o întrebare la care nu putea să răspundă nimeni. Care este originea omului? Și din asta îi salvează Darwin. Omul este evoluția antropoidelor, a suraturilor noastre primate. Ei, în clipa aia, dacă vreți, s-a consfințit total concepția materialistă asupra lumii. Care era exact, perfect, superpozabilă pe principiile fizicii clasice, newtoniene. Deci în momentul în care Newton își publică opera și în care spune că Universul este un ansamblu de elemente disparate care se mențin prin forța gravitației, fizica clasică până în 1895 este dominantă și concepția materialistă ca atare. Iată, de unde vine ateismul și concepția materialistă? Fizica clasică spune, discursul științific merge doar până la atom. Atom, molecule, structuri, corp. Deci nu există decât materia care este perceptibilă simțurilor noastre. În 1895 deja se credea că majoritatea descoperirilor se făcuse. Dar exact numai în același an, Röntgen descoperă radiația X, care deschide un mare capitol în medicina cercetării, explorării și astăzi. Grație. 1896 se descoperă radioactivitatea. Și în toată se constată că ceea ce se credea prin fizica clasică, că existența se oprește strict la materie perceptibilă prin simțuri, se constată că dincolo de atom există încă materie, există încă ceva. În ultima săptămână a anului 1895, Max Planck emite ideea de cuantă, de pachet de energie și în 26 de ani, toți mari fizicieni, laureați ai Premiului Nobel, conturează ceea ce s-a numit fizică cuantică. Ei, fizica cuantică ne vorbește că conduce discursul științific dincolo de atom, la nivelul unui univers în care nu mai este perceptibil simțul nostru, pentru că este non-fizic, non-gravitațional. Deci, ei de asemenea conchid că tot ceea ce există are o dublă ipostază de undă, care unde este informația, este non-materie, non-fizică și particula, substanța, ca atare. Noi suntem fizic și în același timp suntem obligatoriu și undă, pentru că acesta este o lege generală a fizicii cuantice. Rămânem la particulă și undă, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză. Stimați telespectatori, ne revedem după câteva minute. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este domnul profesor, universitar doctor, Dumitru Constantin Dulcan. Domnule profesor, rămăsesem la cuantă și undă. Deci cuanta lui Max Planck, cuanta și unda, deci teoria cuantei a lui Max Planck și teoria undei a lui Louis de Broglie. Da. Așa, haideți să reluăm, să continuăm de aici. Să plecăm de la Planck. Deci, în 1944, Max Planck face o afirmație la un colegiu de fizică cuantică, spunând că, ca un om care s-a ocupat toată viața lui de cel mai concret dintre lucruri, materia, spune el, pot să afirm că Universul se menține pentru că atomul care stă la baza Universului, interiorul lui, această mișcare a particulei, este menținută de o mare minte, o minte a materiei, o inteligență. Asta se vorbește. De asta a spus-o? Asta. Max Planck. Max Planck? Păi el e primul care a dat termenul de cuantică. Cuanta, nu? Cuanta este pachetul de energie, plecat de la incandescența unui fir de stârmă. Deci... Hai să definim inteligența atunci. În termeni, da, în termenii de astăzi se vorbește, vorbind de o inteligență sau de conștiință la nivel cosmic. Dacă vreți, e substitutul acelei rațiuni despre care vorbesc și religiile. Că m-ați întrebat, există o contradicție între știință și religie? Iată că după aproape 400 de ani știința începe să ajungă la acel nivel de evoluție în care poate să susțină ideea existenței unei rațiuni de dincolo de noi. Pentru că vorbim la nivel de câmp cuantic, iată Max stabilește ceea ce el numește o mare minte, o minte a materiei, sau putem, astăzi discutăm de o conștiință pură. Ce se întâmplă la nivel cuantic este o energie cuantică, deci sub particule atomice, în care sunt într-o permanentă mișcare, cum sunt valurile mării sau, dacă vreți, un lan în bătaia vântului.
Pe mine, aceste particule din universul lor este la un univers foarte profund, apreciat cam de pe la 10 la puterea minus 17 până la 10 la puterea minus 30, 32, 33. Deci, în profunzimea lucrurilor de noi, câmpul cuantic este neînconjoară, dacă vreți, este în permanență. Noi înșine le avem noi. Iată ce spune Mihai Drăgănescu, fostul președinte al Academiei Române. La nivel de câmp cuantic este sursa tuturor legilor Universului, sursa minții noastre, sursa informației și informația pregenetică. Cu alte cuvinte, venim din câmpul cuantic, de la baza lucrurilor către, de la invizibil către vizibil, către structuri. Deci, dincolo de noi este ceea ce numim câmpul cuantic, este sursa tuturor lucrurilor. Deci, spuneam, și a propriul nostru organism, a propriului creier, a tot ceea ce există. Și Max, ceea ce numea Max o mare minte, astăzi vorbim de o conștiință pură care dă forme întregii materii. Adică din universul cuantic, din particule în universul nostru, conturează formele și din nou dispare. Este o extraordinară mișcare. Cu alte cuvinte, universul ăsta este într-o continuă mișcare, într-o continuă conturare. La nivel de câmp cuantic găsim, dacă vreți, o infinitate de posibilități. Noi, cu mintea noastră, forăm, evocăm, aducem din universul cuantic, aducem în universul nostru una din posibilități. De aceea noi ne creăm propria realitate, de aceea fiecare gândim altfel. Asta este funcție de educația noastră, de instrucția noastră și sigur că da, și de interesele noastre. De-aia există ceva comun care ne leagă pe toți ca specie. Este în același timp. Dar în același timp suntem foarte distinți. Suntem total diferiți, fiind în același timp foarte asemănători. Pentru că tocmai asta spuneam, că fiecare ne creăm o realitate a noastră, sigur că la modul general ne înțelegem. Suntem compatibili, ne comunicăm. Absolut tot ce acum vedem noi, sigur că dacă este o realitate, dar este o realitate aparentă, asta se cheamă un realism naiv. Pentru că mergând în adâncimea lucrurilor, de fapt, de pildă, se spune că spații între atomi sunt imense. Dacă am adunat atomii unul lângă altul, toată populația Europei, să zicem 320 de milioane sau Americii, ar încăpea într-o cutie de chibrituri. Sau dacă am imagina un atom de mărimea unui mici de ping-pong, corpul nostru ar fi cam de aici până pe la Plești. Deci spațiile între noi, noi nu vedem, noi suntem programați să vedem așa lucrurile, altfel ne-am putea înțelege, tridimensional. Dincolo, la nivel cuantic, lucrurile nu sunt ieri, azi, mâine, sus, jos, dreapta, stânga. Asta e doar ceea ce... Doar o schemă de percepție. Absolut, pentru noi, ca să ne putem înțelege, și e perfect așa, pentru că, iată, în universul ăsta lucrăm, trăim, creăm, este foarte util nou. Mai mult decât atât, fiecare specie vede altfel. De pildă, broasca nu vede decât ceea ce este în mișcare. Insectele, pentru că au ochi în mozaic, văd plurii. Plurispațial are... Deci ceea ce e static, nu, broasca nu vede. Și atunci, dacă pui o muscă și fixă, nu o vede. Dacă o miști, imediat o vede. Deci, întrebarea mea este, dacă fiecare specie are altă viziune asupra cosmului, cum este asupra realității? Cum e realitatea? Ca cine? Ca noi? Este infinită sau este... Deci, este ca toată lumea, dar și ca niciuna dintre imaginele noastre. Pentru că fiecare dintre noi suntem în programă să vedem acea realitate care ne este utilă trebuințelor noastre. Și este un sens în asta. Este un sens în faptul că noi vedem o realitate tridimensională care dincolo nu este așa. Deci o broască nu vede altă broască decât dacă se mișcă. Dacă se mișcă în mișcare. Și așa mai departe. Interesant. Fiecare specie are altfel. Uitați-vă la feline. Păi noi avem, să dăm numai câteva exemple. Avem noi mirosul felinelor? Nu. Avem noi vederea vulturului? Păi se spune că vulturul vede la înălțime a un șoarece, nu știu cât, de la înălțime de sute de metri. Deci e ca un satelit. Din spectrul luminii noi vedem o mică parte. Iată, infraroșul văd șerpii, ultravioletul albinele. Deci fiecare specie este programată să vadă. Sunetele. Absolut. Și sunetele percepem o gamă foarte restrânsă față de pildă de delfin sau de alte mamifere. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem acea inteligență care ne este necesară și am formulat eu în inteligența materică, fiecare ființă își ajunge sieși. Adică are acea dotare care trebuie. Ca să ne descurcăm, să ne orientăm în universul în care ne mișcăm noi. Noi descurcăm universul ăsta pentru că suntem programați așa. De aceea eu nu cred că universul a evoluat la întâmplare, cum spune Darwin. Dar există o evoluție sau doar o dezvoltare a universului? Că dacă m-am stat și m-am gândit așa, domne, eu am evoluat, sunt mai deștept decât Socrate? Sau umanitatea în general este mai inteligentă decât omenirea? Dacă vorbim
Dacă vorbim de scara pe care se situează speciile, atunci putem să spunem că este o evoluție de o specie în alta. Dar noi nu știm capete de serie cum a apărut. Este indubitabil o evoluție. Știința oficială, academică, admite că este o inteligență în dezvoltarea Universului, numai că se consideră, după știința academică, inteligența ca fiind efectul evoluției și cauza ei. Mie mi se pare că, dacă gândim așa, punem cumva căruța înaintea cailor, pentru că eu cred că invers. Inteligența este cauza evoluției și nu efectul ei. Nu avem altfel explicația. Spunem așa, noi suntem rezultatul evoluției materiei. Păi evoluție înseamnă un mers continuu ascendent, da? Dacă evoluția se face la întâmplare, de ce nu ar fi și invers? Întâmplarea nu poate să aibă un singur sens, numai un sens ascendent, ar putea să aibă și invers. Să admitem că noi suntem rezultatul evoluției primatelor, că provenim din primate. Din mai mult. De ce, da, de ce nu s-a întâmplat și invers? Din întâmplare, omul să facă o maimuță. De ce toate lucrurile sunt numai ascendent? Spunem că asta e proprietatea materiei. Ca materia se poate evolua, înseamnă că să ajungem la animism, înseamnă că materia conține în sine acea proprietate care îi permite să evolueze grație unei inteligențe. Și dacă urină inteligența, atunci deja suntem la nivel de cauză și nu de efect. Înțelegeți ce spun? Al doilea lucru. Hai să discutăm următorul lucru. Vorbim așa, de științism, adică de știința care consideră că poate să știe tot, chiar dacă deocamdată suntem la un moment în care încă avem multe de descoperit. Dar întrebarea mea e, știm noi să răspundem la toate întrebările? Noi vorbim de originea Universului ca fiind Big Bang-ul, începutul. Sunt două teorii aici. Două teorii. Una că Universul ăsta... Bun, dacă vorbim de... Să spun teoria unicității. Dacă vorbim de asta, ce a fost înainte de Big Bang? Și din ce a fost Big Bang-ul ăsta? Din ce s-a produs? Deci noi spunem că în acel moment, al acestei explozii inițiale, se mută problema cu găina și ouă la nivel miliarde cosmic. De ani, deci 14 miliarde de ani, noi spunem că atunci a apărut spațiul, timpul, materia și energia. De unde au venit astea? Din ce sursă? Și cum era înainte? Dacă din ce sursă? Bun, deci altă teorie vrea să salveze răspunsul ăsta, absența de răspuns la întrebare și spune, păi nu, dacă vorbim de expansiunea în Universul, la un moment dat acest univers ar putea din nou să se contracte și noi am putea fi rezultatul univers care s-a contractat deja și din resturile lui deja începe din nou evoluția prin expansiune. Păi, bun, și dacă suntem univers, rezultatul altuia și altuia înaintea noastră, primul de unde a venit? Teoria oului și a găinii mutată la nivel cosmic. Adică, până la urmă, noi nu putem să răspundem la întrebarea nici de unde vine Universul, nici ce ar fi fost dacă nu era Universul. Răspunsul e în Biblie. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și atunci suntem obligați să admitem ca o rațiune anterioară, în momentul T0. Și după aceea să... Vreau să mai pun o întrebare. Profesorul Florin Zanfirescu, actorul, marele actor, îl știți, aici în emisiune a pus el la un moment dat această problemă. Dom'le, se zice că creierul uman nu folosește decât 10-12% din capacitatea lui. Mai e în vigoare teoria asta? Unii spun că nu. Că tot creierul este folosit, funcționează și... De pildă, cineva spunea, cel puțin 30 de zone din creier sunt folosite în procesul de vedere. Ideea că noi am folosit numai o mică parte din creier... La nivel de inteligență. Da, la nivel că am folosit numai o mică parte din creier, cred că trebuie abandonată. Da. Da, există o evoluție și a creierului, a capacității lui de a percepe și de a... Nu, întrebarea nu mai are sens atunci dacă lucrurile stau așa și că, de fapt, cam tot creierul e folosit. Că, domnule, dacă nu se folosește decât 10%... De neurofiziologie, spune, domnule, asta este un lucru deja depășit ca întrebare. Da, ok. Continuăm pe ce mai avea ceva de adăugat la... Spuneți-mi asta ce... Nu, voiam să vă mai citesc din... Asta apropo de ce ați spus mai înainte, legat de, de boală. Tangențial ați atins aspectul ăsta. Citez tot din Dumitru Constantin Dulcan. Sunt și boli care ne sunt date ca lecții. Dar în cele mai multe cazuri, bolile noastre au cauze spirituale. Invidia, răutatea,
competiția acerbă, egoismul și dorința de răzbunare, la care se adaugă frica și stresul generat de o societate ultra-tehnologizată. Stresul înseamnă moartea celulei. Încă de la anul 1000, Avicena a făcut un experiment și a pus un miel într-o cușcă lângă cușca unui lup. Mielul a murit pur și simplu de frică. Când ne e frică... Nu s-a mai hrănit, adică... Deci, mai departe continuă dumneavoastră. Deci, asta e experiența lui Avicena, da? Voim să demonstreze ce semnificație are stresul, unde poate să ducă stresul, într-adevăr, se zice că într-o cușcă a pus un miel și în alta un lup, dar cum evident că mielul era prin instinct victima unui lup, el, săracul, n-a mai mâncat și atunci a murit de foame, pur și simplu. Era prima demonstrație, dacă vreți, a stresului. Da, deci tot ceea ce ni se întâmplă în creierul nostru are, mai întâi, un aspect de ordin bioelectric, deci un influx nervos energetic care trece de-a lungul filetelor nervoase. Timpul 1. În timpul 2 este eliberarea de neuromediatori de substanțe chimice. În timpul 3, asta înseamnă influențe la nivel de celulă, de ADN, de gene și toate aceste lucruri, fabricația de proteine, proteine care sunt favorabile sau nu, dacă sunt rezultatul stresului, evident, e una din teoriile îmbătrânirii, pentru că prin uzură și stres, noi, proteinele noastre sunt fabricate din ce în ce mai mult cu defecte și că în ultima instanță îmbătrânirea s-a explicat în această manieră. Eu cred în asta, dar mai cred și altceva. Dacă n-am avea stres, am trăit veșnic, n-am mai îmbătrâni? Eu cred că este un sens în asta. De asta, foarte multă lume spune, dom'le, de ce nu sunt eu de acord cu întâmplarea în evoluție? Păi nu sunt de acord cu întâmplarea în evoluție, mă întorc la stres, dar fiindcă a venit vorba despre asta, pentru simplu motiv că eu văd că în universul ăsta sunt sensuri, sunt lucruri. Unu, că Darwin explică doar viața, evoluția de la forme simple până la om, dar nu explică evoluția universului, care este univers neviu, nu? După toate legile științei. Doi, păi eu cred că este în sens în a te naște, a te dezvolta, ajungi la un moment de apogeu în care ești în plenitudinea forțelor și intelectuale și psihice și endocrine, deci ești capabil de reproducere. După care urmează tetatea evoluție și dispariție. Păi dacă ar fi întâmplare, de ce este această curbă? Mi se pare că este o lege în asta. Dacă e lege, înseamnă că cineva a stabilit-o. Dar n-am stabilit-o eu, nu? Eu doar cresc, eu doar sunt. Nu eu ordon stomacul meu să digere și așa mai departe. Este o altă lege în mine. Cine a stabilit legea aia? Doi, dacă e întâmplare, a trebuit ca de întâmplare să nu mai murim. Se întâmplă? Eu văd că e o lege a muri. Păi atunci unde e întâmplarea? A fost o excepție în, păi unde e întâmplarea? În omenire. Doi, eu văd numai sensuri. Ei bine, aflați că există oameni care spun, Mono de pildă, laureatul pe Nobel pentru genetică, nu există niciun sens în natură. Finalitatea în natură. S-a ajuns la afirmații absurde. De pildă, pasărea nu are aripi ca să zboare, ci zboare pentru că întâmplător are aripi. Și atunci am zis, da, domnule, noi nu judecăm, nu avem creier ca să judecăm, ci judecăm pentru că întâmplător constată că avem un creier. Păi nu e absurd? Ba da, e absurd. Cum să discutăm ca în maniera asta? Ca și problema gândului, până la urmă. Pentru gândul... că ideea e că dacă ceva se face într-un scop cu finalitate, atunci imediat ajunge la ideea de Dumnezeu. Dom'le, dar de ce ne deranjează atât de tare? De ce nu fi deranjat? Că eu nu înțeleg că Dumnezeu, eu nu văd nici să ne batem, să ne omoare, ne omorâm noi între noi, ne batem noi între noi. Da, dar dăm vina pe Dumnezeu? Dar de ce ne ia atât de teamă? Nu, pentru că, iată, nu e vorba de teamă, iată, este experiența o repulsie de mai degrabă. Iată, tata e nejustificată. Iată experiența morții clinice. Experiența morții clinice demonstrează cert și fizica cuantică spune la fel. Hai să vorbim despre moartea clinică. Există moartea clinică? Există amintiri din moartea clinică? Sigur că da. Deci experiența morții clinice demonstrează cert că moartea nu este decât o experiență a conștiinței care transcende din condiția mea fizică, deci trece din condiția mea fizică într-un univers spiritual, într-un câmp spiritual. De fapt, eu asimilez acest câmp spiritual, univers spiritual, cu universul cuantic, pentru că sunt aceleași legi, continuitate, spațiu, timp, totul, tot, absolut aceleași legi. Spunem noi că suntem, că totul, după fizica modernă, fizica cuantică, spunem noi că suntem particulă de structură fizică și undă, informație, suntem. Păi atunci, asta este unda, asta este spiritul nostru, ceea ce pleacă conștiința, este, de fapt,
aspectul de undă, care nu face nimic altceva decât să treacă dincolo într-un univers spiritual. Cu alte cuvinte, corpul meu fizic îi corespunde univers fizic. Este ceea ce descrie știința. Îl învățăm pe toate drumurile. Iar ceea ce transcende morții mele este, de fapt, mintea, conștiința, care întregește câmpul universal. Asta înseamnă că mintea noastră, conștiința noastră, nu este decât un ram, o rădăcină din marea conștiință cosmică. Deci o parte care nu moare. Exact. Deci intră în circuit. Intră în circuit. Așa, intră, pe de o parte, corpul uman, intră și el într-un circuit. Și atunci noi suntem creația unei entități spirituale care este menită prin corpul meu fizic și prin mintea noastră să experimenteze condiția fizică, după care cu informația acumulată în timpul vieții merge în universul spiritual. Este simplu. Suntem undă, suntem particulă. Unde îi corespunde universul cuantic și spiritual? Corpul fizic îi corespunde universul fizic. Este atât de simplu. Nu înțeleg de ce unii nu pot să înțeleg. Și mie mi se pare foarte simplu și logic. Ca și problema gândului. Unii consideră materialiștii primitiv, zic eu, consideră că gândul este o secreție a creierului, așa cum urina abstractă, e o secție... Abstractă, atenție! Eu țin bine aminte. Așa. Gândul... Și că așa cum urina e o secreție a rinului. Da, mie da. Mi se pare invers, că gândul mă face pe mine să vorbesc cu dumneavoastră, să mișc mâna, să mișc materia asta. Hai el să precizăm și asta, da. Nu este determinat gândul meu de corpul fizic. Deci, el îmi mobilizează materia. Deci am învățat tot timpul, ne-a bătut la cap că gândul este o emanație abstractă a unui substrat concret creierului. Nu! Gândul este o emanație concretă. Gândul este emanația unui câmp energetic, un câmp de energie care este modulat în semnale purtătoare a informației pe care o emit eu prin conștiința mea. Deci gândul este prima creație a Universului. Spunem că la început a fost cuvântul? Da. Gândul este prima creație a Universului. Pentru că în această accepțiune gândul devine logos, știință, cunoaștere, model, univers, devine tot. De unde s-a apărut acest gând? Dacă suntem atenți, o să spunem că a apărut așa. S-a creat un termen de singularitate, s-a creat un termen de singularitate cosmică și pentru ADN și pentru Big Bang. Adică, domnule, s-a întâmplat odată universul ăsta, nu știm cum. Eu nu sunt de acord cu singularitate cosmică. Orice efect este rezultatul unei cauze. Hai să mergem la cauză. Da, facem următorul lucru, ceea ce nu putem explica convenabil, ori îl ignorăm, ori inventăm ceva care e mai fantastic decât am admite adevăr. Știința este, acum a devenit iar retrogradă, știința care nu recunoaște o evidență până la urmă. Că Dumnezeu poate să-i spui oricum. Tot aia este o forță universală, o conștiință universală, până la urmă creativă, pe care în mod convențional s-a numit Dumnezeu. Deci accesul la divinitate era și la nivelul omului simplu. Dar avem atâtea argumente din sensul ăsta, avem atâtea argumente. De la experiența morții clinice, hipnoză, vindecările prin religie. Unii consideră că moartea clinică, experiențele relatate de cei care s-au întors din moartea clinică n-ar fi adevărate. Asta cred ei. Dar dacă omul care este în moarte clinică, creierul din punctul de vedere al funcționalității este exclus pe perioada respectivă și omul ăla vine de acolo și vine cu vindecări spontane. Da. N-avem cum să le explicăm. Adică mor ca să te vindeci? E absurd. Doi, văd lucruri pe care ei n-aveau cum să le mai vadă. Orbii, văd cei care sunt din naștere, fără vedere, nu-mi place termenul de orb, oamenii fără vedere din naștere, pur și simplu, văd ce se întâmplă în jurul lor și povestesc. Cum le explicăm toate lucrurile astea? Este dincolo de orice rațiune să negăm. Există un termen briciului Occam, ce nu-mi convine, îl tai cu briciul. Nu se poate, adică da. Nu le explic. Mai mult, vederea este pe 360 de grade. Noi vedem normal cu ochii noștri în 1280 de grade, nu cam aici. Dacă așa e un 90 cu 90 sau 180. Ei, deci vedere simultană pe 360 de grade. Oamenii aia văd exact și dincolo înapoi a lor, pentru că văd cu ochii spiritului, nu cu ai minții. Există un psiholog la Connecticut care a studiat 21 de cazuri de moarte clinică cu nevăzători din naștere și care toți povestesc aceste lucruri. Nu mai pot. Deci, vin, spun ce se întâmplă în jurul lor, își văd aparținătorii. Un lucru care este interesant, omul care moare, propriu zis, el
încă mintea lui, spiritul este încă în jurul lui și vede tot ce se întâmplă în jurul lui. Mircea Eliade spune că moartea și a credincioșilor și a ateilor este de fapt un act de inițiere, pentru că el spune că în momentul morții toți văd o lumină. Și se pare că este așa. Deci, prima fază, când apare expierea, momentul morții, la un moment dat sunt deruptați, văd, după aceea se dedublează și după experiența tunelului se întâlnesc această lumină în care fiecare o echivalează cu entitățile religioase în funcție de religia lor, dar fără excepție toată lumea vede această lumină. Asta numește Mircea Eliade inițiere, momentul inițierii în care se zizesc că există un dincolo. Pentru că ateul spune că moartea este definitivă, dincolo nu există nimic decât structura noastră fizică. Ori toți care au avut experiențele morții clinice povestesc fac descheia un întreg univers pe care îl văd în această stare în care deja corpul lui, creierul lui nu este funcțional. Ceea ce pledează fără îndoială pentru o realitate. Nu poți să excluzi lucrul ăsta. Vă dau exemple. Mergând pe un hol, unui medic îi cade un stilou într-un colț, nu-l găsește. În salon era o fată care a avut o moarte clinică, dar ea a văzut stiloul de pe hol. Și a doua zi întreabă, ați găsit stiloul? Pe unde să-l mai găsesc? Păi fac că sunt în colțul acolo și l-a găsit acolo. Adică am vrut să spun prin asta că îi văd. Anita Morjan e un alt caz în care ajunge în stare de comă, stadiu terminal, pe hol, soțul îi povestește medicul curând că n-are nicio șansă, în câteva ore va dispărea, va muri. Și aude tot, îl vede pe fratele, asta se întâmpla la Hong Kong, era indian, că îl vede pe fratele ei luând avionul să vină, grăbindu-se să vină, să o vadă, să mă apuce în viață. Și aș spune mental, nu te grăbi că nu voi muri, pentru că fiind în planul de dincolo, știi ce ți se întâmplă. Ori astea sunt realități, atâta vreme cât îți redă o discuție. Deci timpul este doar o condiție a universului material. Absolut. Timpul celălalt și locul, sau celălalt timpul și locul, domnul Madrigal, pentru că această cunoaștere este non-locală, este în totul. Cum ne explicăm că asta într-un salon vede pe, în Hong Kong, vede pe fratele în India luând avionul? Decât că mintea asta este non-locală, că este ubicuitate spațială și temporală. Exact, este ubicuitate. Și temporală și spațială, adică vezi totul în același timp. Al doilea, toți care se întorc de acolo se întorc cu un alt nivel de spiritualizare. Deci există viața. Deci nu că există viață veșnică. Înseamnă că viața e veșnică. Hai să vă dau un exemplu care este nostim. Un tip care făcuse avere, dar care nu îi plăcea lui cartea, sunt oameni care au priceperi. E vorba de America, nu la noi. Era vecin cu un profesor. El se ducea ca omul la muncă, cu hainele de muncă, în timp ce profesorul e elegant îmbrăcat cu o geantă sau diplomat. Și ăsta era furios. Uite, ăștia niște paraziți, nu fac nimic, el se duce ca boierul în timp ce eu muncesc. Are o moarte clinică și dincolo el vede tot adevărul, că acolo e un film în care vezi toate lucrurile. Și vede că profesorul are rolul lui, că el este strict necesar, că prin el evoluează știința, medicina, etc., etc., că tot ce vede în jurul lui nu este creația unei minți. Și vine de acolo, se apucă de citit, începe să-l aprecieze foarte mult pe profesorul, soția lui, care era la fel de simplă, începe să-l dar ce te-ai apucat? Zice, eu n-am știut câtă valoare are fiecare om. Altul, el sesizează că noi toți suntem frați fii ai aceleași surse. Asta ne spune Iisus, da? Țineți minte. Și spune, în momentul când am revenit, îmi venea să îmbrăcisesc pe fiecare om de pe stradă, ca pe fratele meu sau sora mea. Deci el vine cu un alt nivel de conștiință, o spiritualizare. Păi dacă asta se întâmplă după un astfel de experiență, înseamnă că se întâmplă ceva în universul ăla doar, nu așa la întâmplare, nu? Dar numai câteva exemple. Este o realitate și avem foarte multe argumente de susținerea ideii că, de fapt, viața este o continuitate într-o altă dimensiune. Deci, singura precizare legată de ceea ce învățăm prin religie că există viață veșnică, facem corectură și spunem viața este veșnică până la urmă. Cam asta e concluzia până la urmă. Da, viața este veșnică. Rămânem pe această concluzie pentru că s-a terminat și partea a doua a emisiunii. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. A
Am revenit în studio la Trezește-te Gheorghe, Trezește-te Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român trebuie să poți. Invitatul meu, domnul profesor universitar doctor Dumitru Constantin Dulcan. Domnule profesor, haideți să continuăm de unde am rămas, că așa se întâmplă, lucrurile rămân neterminate. Da. Păi vorbeam despre experiențele morții clinice, da? Da, da, experiența morții clinice. Și spuneam că experiența morții clinice demonstrează, fără niciun fel de tăgadă, chit că alții contestă, că există doar că avem o existență doar fizică, dar dincolo de asta, viața noastră continuă sub forma acestei entități spirituale, a conștiinței noastre, într-un alt univers, că corpul nostru fizic îi corespunde universul fizic pe care cu toții îl vedem, lună, soare, stele, pământ, etc., în timp ce spiritul nostru, conștiinței noastre, îi corespunde univers spiritual. Acest univers spiritual în care este o lumină eternă, în care omul are o altă experiență. Vreau să vă spun că sunt oameni care s-au întors de acolo cu sfaturi să urmeze fizică cuantică. Deci gândiți-vă că tot ceea ce este pe pământ este mai întâi în universul, în altă formă, în dimensiunea spirituală, a universului spiritual de dincolo de noi. Se și spune că tot ceea ce este aici a fost mai întâi acolo. Se spune că doar trei clădiri de aici au fost mai întâi acolo. Vaticanul, Catedrala St. Patrick și Taj Mahalul. Că toate celelalte au fost. În ideea asta s-ar părea că toți cei care vin, ingineri, inventatori, creatori, autori de creații, de opere utile, vin de fapt cu informația de acolo. Aici doar și-o întregesc prin informații pe care le au și ceea ce creăm, de fapt, își au sursa inițială în universul de dincolo. Da, pentru că este imposibil ca Eminescu să fi știut atât de multe, să ai făcut atâtea conexiuni. Eu am spus într-un interviu pe care l-am dat la Alexandru Văduva despre Eminescu că într-un fel Eminescu îmbrățișează, a avut o soartă similară cu Iisus, că și el a avut avatarul bolii lui, suferinței lui, dar că vine dintr-o altă dimensiune. Prin această dimensiune a universalului a conferit universalitate literaturii și culturii românești, punându-l pe Luceafăr să discute în limba română cu Demiurgul. Știți la momentul de față în câte limbi e tradus? Apropo, Shakespeare este cunoscut acum, dar 100 de ani după moartea lui n-a fost cunoscut. Abia după aceea a început să fie cunoscut. Știți la momentul de față, la 140 de ani de la moartea lui Eminescu, în câte limbi este tradus Eminescu acum? Nu. În 150 de limbi din 250 de țări. Extraordinar. Și expansiunea este, cum să zic, este aproape ca Big Bang-ul acum. Este într-o expansiune rapidă. Abia acum este descoperit pe mapamond Eminescu. Păi da, foarte bine, dacă la noi lumea apare, unii se declară plictisiți de universul Eminescu, e foarte bine că universul lui înflorește în alte lumi. Da, s-au născut plictisiții, s-au născut morți. Dar mă rog, asta este o altă discuție. Citesc din Dumitru Constantin Dulcan. În fiecare clipă din existența noastră, când emitem un gând, implicit, fără să vrem, noi creăm, facem sau desfacem ceva, dăm un impuls, ordinii din univers sau dimpotrivă dezordinii, haosul, în funcție de ceea ce gândim. Iată de unde vine marea noastră responsabilitate, mai întâi față de noi înșine, apoi față de semenii noștri, față de natură, față de planetă, față de univers și Dumnezeu. Intră în acest lanț, în acest șir de responsabilități și responsabilitatea față de poporul tău, față de țara ta, față de națiunea ta. Absolut. La modul absolut. Iată, coandă care nu mai știa nimeni de el la o vreme. Știam că a fost unul coandă care a avut principiul forței de reacție. Dar el a venit în țară să dea pământul, a spus el, ceea ce i-a luat prin naștere aici. Adică coandă spunea că toți pe pământul pe care naștem, noi luăm prin hrană, elementele pământului sunt în noi, în structura noastră, și asta știu foarte exact că este așa. Am tradus din limba franceză, publicată în Canada, o carte, Cele nouă trepte, în care exact se vede, subtitlul este, l-am pus, O viziune spirituală asupra genezei ființei umane.
Și veți vedea cum cerul concură cu pământul în crearea unei ființe. Ceva extraordinar de frumos. Merită să o citiți. Eu când am citit-o mai întâi în original, i-am spus editorului această carte, trebuie obligatoriu să te aducem. Ne dă atâta învățătură de minte extraordinară. Ei bine. Există în cartea asta la... Da, da, a apărut la editură. Pe 1 aprilie o lansez la Brașov și... Dumneavoastră ați tradus, ați făcut traducerea. Nu, eu am tradus, eu am citit-o și am recomandat-o că eu conduc o serie de spiritualitate, noua spiritualitate, la editura de la Cluj, unde se publică opera mea, cărțile mele. Și recomand cărți care mi se pare că se înscrie pe trendul ăsta al spiritualității. Și cartea este excepțională. Mie mi-a dat-o întâmplător cineva și când am citit-o am zis asta trebuie neapărat să apară și în limba română și vreau mai mult să aduc pe autoare. Ea sunt doi psihologi, Ange Vaudin și Daniel Mauroy, care au capacitatea de a rămâne cu corpul fizic aici și a călătorii în astral, cu spiritul. În această călătorie au întâlnit o ființă, Rebecca. Și ea spune, ghizii mei m-au trimis să mă întâlnesc cu voi și să vă spun, mă voi întrupa undeva în America și să vă spun ce se întâmplă în fiecare lună în corpul mamei mele. Este o splendoare. Este niște lucruri formidabile. Veți vedea ce rol fantastic are femeia în creația Universului. Poate prima oară punem la locul ei acolo unde trebuie să fie, adică mama e creația, femeia e mama Universului, ea este creatoarea, nu bărbatul. Bărbatul dă o moleculă. Dar noi nu știm să citim Biblia, pentru că în Biblie este atât de respectată, este atât de, într-o lumină atât de frumoasă. Păi vorbim femeia, de fecioare și femeile sunt cele care au stat lângă Mântuitor. Absolut, dar mama bărbații este creatorul. Fugit, inclusiv Petru s-a speriat, dar mironosițele și toate femeile, mama lui, cealaltă Marie, toate, Maria Magdalena, toate au stat lângă el cât timp au. Ceilalți au mai speriat. Să ne întoarcem la ceea ce știi că este interesant să dăm o explicație pentru auditoriu. Am spus acolo că noi prin gândul nostru determinăm o funcționalitate a Universului sau dimpotrivă distorsionăm Universul. Am spus că gândul este o emanație a unui câmp de energie, da? Acest câmp de energie din punct de vedere al fizicii se emană, se propagă în spațiu. Ei bine, spune unul din mentorii fizicii cuantice, Werner Heisenberg, cel mai mic gând al nostru pătrunde până la cel mai îndepărtat colț de Univers. Metaforic, Universul nu are colțuri. Nu, trebuie ca să gătăm o reprezentare. Da. Ei bine, asta înseamnă că gândurile cu semnificație pozitivă, pur și simplu, permite o evoluție frumoasă, funcționalitate a Universului, care se răspânge asupra noastră a tuturor, pentru că asta am vorbit, și dimpotrivă, gândul negativ, gândul rău, distorsionează funcționalitatea Universului. Și vreau să vă spun că, din punctul de vedere al spiritualității despre care eu discut eu, noi nu suntem singuri și Universul este foarte interesant în spiritualizarea noastră. Asta este soluția care se crede că se în viitor. În viitor spun mulți, foarte mulți comentatori că noi suntem într-un moment în care această lume materialistă se luptă, este în agonie să nu dispară, în timp ce o altă lume a conștiinței spiritualizate se înfiripă lent, încet, dar sigur. Aceasta este soluția supraviețuirii. Pentru că în clipa de față, după cum vedem, este un mare risc al autodispariției prin ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă când material fisionabil este acumulat. Gândiți-vă că în aceste conflicte, oricând cineva poate să arunce pământul în aer, să-l transforme din nou într-un bulgăre de foc. Ori avem nevoie nu de scandal, nu de ceartă. Să ne înțelegem. Fiecare gând frumos, pace, iubire, compasiune, empatie, înseamnă un câmp de energie pe care îl purtăm în jurul nostru ca pe o mantie albă. Asta înseamnă sănătate, bucurie și bine pentru toți ceilalți. Este omul care te întâlnești cu el, îți zâmbește și nu te-ai mai despărți. Din momentul în care gândim rău, urâm, invidie, ură, răzbunare, violență, agresivitate, gândul nostru este negativ și ne îmbrăcăm ca o haină de dolu neagră. Această haină de neagră, acest câmp cenușiu pe care îl purtăm noi, se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, se emite în spațiu și deasupra noastră sunt nori, nori întregi care sunt cumul numai acestei răutăți a noastră. De aia lumea este cum este și gândim așa cum este. Ei bine, asta pe de o parte. Pe de altă parte, el se imprimă în toate celulele noastre și pur și simplu ne îmbolnăvește. Ne trezim că suntem bolnavi, ba de una, ba de alta și nu știm de unde. De aici,
din modul în care gândim. Deci spuneam, avem circa 60.000 de gânduri pe zi. Fiecare gând pe care îl emitem, în fiecare clipă, este o pledoarie pentru pace, unificare, armonie, înțelegere, bine sau dimpotrivă. Pentru violență, război, crimă, moarte. Ceea ce facem noi nu se întâmplă doar între noi doi, ci pur și simplu noi infestăm întregul univers. Asta trebuie să înțeleagă cineva când, în momentul când vorbește, mai ales la nivel de mass media. Este o responsabilitate a celui cuvânt. Nu numai că ai emis-o tu și ai spus-o față de nu știu cine, ci dimpotrivă, răul ăla care îl vrei tu și spui cuiva, el este răul tuturor. De numai o singură persoană. Există și boli vindecătoare, scuzați oximoronul. Deci poți primi boli care sunt boli ale destinului, să zicem, sau în orice caz au un alt rol decât... Sunt boli ereditare și care se spune că este nu mai mult de 5% și majoritatea bolilor, spune acest mare genetician Murakami, spune boala pleacă din minte și se vindecă prin minte. Deci, dacă numai 5% din boli sunt moștenite de la părinții noștri sau părinții părinților noștri... Eu mă refer la bolile încercări. Da. Cum să zic? Restul sunt boli care le facem datorită erorilor în care de gândire, de comportament și sigur că da, factori conjuncturali în care trăim. Normal. Traumatisme și accidente care nu mai sunt bolile gândirii. Un accident de mașină e totul altceva, nu? Ei bine, din fiecare... Se și spune că din fiecare boală noi trebuie să învățăm ceva. E o lecție. În America a fost un mare oracol, să spun, Edgar Cayce, care spunea, boala este un eveniment cosmic și primul element spre vindecare este să nu te situezi împotriva ei. Să o accepți. Să o accepți gândindu-te că prin boala aia tu ai de învățat o lecție și să spui întrebarea, ce am eu de învățat din această lecție? Există și deci posibil... există un sens moral al... Fără îndoială. Există o semnificație morală și chiar a suferinței. După cum, ideea este că prin puterea minții noi am putea de asemenea, dacă prin minte am făcut boala, prin aceleași minte noi am putea să o vindecăm, dar fără îndoială că ne trebuie să fim. Avem un alt nivel de spiritualizare și de voință. Un antropolog și sociolog german de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Leo Frobenius, a scris o carte care se numea Paideuma. Paideuma, după el, el denumea prin Paideuma sufletul supraindividual al popoarelor. Există așa ceva? Da, da. Există, există o asemenea entitate? Există, există adică entitate există... la nivel de nație, la nivel de popor, la nivel de lume. Deci așa cum există personalitatea la nivel de individ, da, da. Există e suma tuturor, naționalismul suma tuturor entităților spirituale de... ale unui popor. Aha. L-am avut în emisiune pe preotul cibernetician. Acum sar de la una la alta, nu le mai leg pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și nu vreau să terminăm cu o parte, cu marea parte a subiectelor nevorbite. Preotul cibernetician Dumitru Grigore, la cărui lucrare de doctorat, teza de doctorat, am asistat împreună și da. Acolo ne-am și cunoscut. L-am avut în emisiune, emisiunea s-a numit Cibernetica lui Dumnezeu și am vorbit despre Dumnezeu în termeni cibernetici, ceea ce înseamnă că se poate. Dar ceea ce a făcut el, în afară de ceea ce am prezentat în emisiune, a fost faptul că aparatul ăla lui, softul pe care lucrează, a identificat sau reușește să identifice ceea ce el numește indicele de transcendență. Noi știam că transcendența este un concept abstract, mai degrabă teoretic. Iată că este o realitate științifică măsurabilă. Da. Acest indice de transcendență este extrem de interesant. El culege din palmă niște informații prin care emite, dacă vreți, ajunge la un coeficient al valorii spirituale a insului. Cel puțin în ceea ce am citit eu, el avea trei parametri, tendința spre senzualitate, tendința spre avariție. Orgoliu și avariție și orgoliu. Da.
Și luând la diverse personalități, el a constatat că oameni care, de pildă, care erau mai aproape de religie, care cultivau religia sau cultivau, dacă vreți, spiritualitatea în sensul foarte benefic al ei, aveau un indice de spiritualitate sau un indice moral, dacă vreți, destul de ridicat. El dă acolo niște cifre. Și dimpotrivă, cei care erau împotriva ideii de religie aveau un indice de spiritualitate foarte mic. Pe de o parte, dar pe de altă parte, l-a observat, fiind și preot, a avut și parohie la un moment dat, cum oameni care nu prea frecventau biserica și nu erau bine bisericoși, așa, aveau un comportament creștin mult mai accentuat și erau mult mai moral și mult mai etici, să zicem așa. Pe când alții care se duceau în fiecare duminică la biserică, nu prea aveau... Eu am scris acolo că un ateu care respectă legile morale din bun simț și educație, și bună educație, este mult mai util lui Dumnezeu decât un credincios care crede că e credincios, se duce la biserică și cum iese de acolo, ori să plece în cârciumă și începe să înjure, ori nu, să duce să ceartă cu vecinul. Nu, sau este pur și simplu fariseu, adică formal. Pentru că, în ultima instanță, nu asta e cel mai important. Important este comportamentul tău, armonios, educat, moral, față de semen, nu faptul că tu te duci la biserică, dar după aceea comportamentul tău este unul total irresponsabil. Deci în sensul ăsta am văzut că el și-a pus aceste întrebări și iată, fiind și inginer, a pus la punct inginer fizician și a pus la punct niște mijloace tehnice prin care el vrea să stabilească acest indice. E interesant, numai că nu știu care va fi nivel de receptivitate la nivel de masă. E discutabil. Nu, la nivel de masă acoperă partea cealaltă, pentru că cu acest instrument științific, el face, măsoară profilul psihologic al oricărui individ într-un timp extrem de scurt, ceea ce, beneficiu economic. În 2 minute. Da, iar pentru un profil vast, în 5 minute se poate, cu ambele palme, se poate ști aproape totul. Și poți evalua, de exemplu, ai de trimis pe cineva într-o misiune, apropo de domeniul militar, trimis pe cineva într-o misiune și trebuie să recrutezi într-un timp scurt o echipă de oameni. Eu cred că, în primul rând, la nivelul ăsta va fi util. Acum, trebuie să avem și verificări destul de mult timp și printr-o număr suficient de reprezentativ, semnificativ de oameni ca să ne dăm seama care este valoarea strict reală. Pentru că s-ar putea face și greșeli și dacă etichetezi un om, să spunem, cu un nivel scăzut, ireal și îl exclus într-un loc pe care putea să-l ocupe, nu este un loc normal. De aceea este o mare responsabilitate. Da, relativit. Și sunt convins că el... Relativitatea este mai accentuată la evaluările... Sunt convins că prin cercetare el e un om foarte serios și onest și sunt convins că va avea studii suficient de multe ca să poată să confere o valoare cât se poate de real. Și este și el coordonat, ca să zic așa, de legea morală. Este un om foarte moral, deci el nu poate trișa. Da, da, da. Poate greși, dar ce să spun, la nivel de masă vă dați seama ce ar însemna să faci diferențele astea între oameni? Da. Mai ales pe cei care ocupă funcții publice și eu zic că n-ar fi real. Păi n-ar fi rău deloc. N-ar fi rău deloc. Dar acceptă? Dar acceptă? Aia e întrebarea. Păi nu, acceptă, dar... Dar poate că așa, se supărase și a amenințat că le publică IQ și el o poate face fără aparat. Deci este destul de evoluat ca să-și dea seama de la ce n-a greșit niciodată. Mă gândeam acum că s-ar putea foarte bine să faci asta ca un fel de studiu și cei care să spun că au un indice scăzut, dimpotrivă, să fie un stimulent și chiar să-i demn. Uite, pentru asta, ca tu să crești valorile astea, ar trebui să faci asta, asta, asta și am putea să aibă un rol educativ. Are, de exemplu, pentru că este un rol orientativ. Da, ar putea să aibă un rol educativ. Și, deci, cum să spun, orice nou născut, niciodată nu știm. Deci, poate să fie un geniu, poate să fie un nou Eminescu, un nou Beethoven, nu? Da, deci, generalul Chelaru s-a exprimat la un mod la care, nu știu, dumneavoastră, la 100 de ani se naște România decât un geniu. Și la, o fi geniu. Da. Eu, fantastic. Sigur, există și principiul al biorezonanței și acolo să petrec uneori niște date, niște rezultate care surprind total. Haideți să vă întreb, până nu se termine emisia, despre Brațo. Știți, Brațo este, adică știți foarte bine, este sârbul ăla care vine în zale și
tratează sau face lumea acolo mai bună prin, deci am fost prin acolo, tăcere, prin privire doar. Am fost acolo, deși am văzut filmele cu aprecierile celor din străinătate. El a fost, cum să zic, a luat peste picior în România. Deci eu am văzut aprecierile câtorva din străinătate. Între unii este și William Tiller, care era profesor de fizică la Stanford, ale cărui cărți le citeam cu mare subtețire, pentru că este un fizician de mare valoare și creator. Și nu numai el, și alții psihiatri, un reprezentant UNESCO, ONU, care au făcut aprecieri pozitive la adresa lui. Eu am fost rugat când a venit Brațul Arcis să fac, să-l prezint, pentru că ei, grupul care îl conduce, are interesul să fie prezentat un medic pentru a fi credibil. Eu am spus că nu pot să fac asta fără, în ciuda faptului că am citit și am văzut aprecierile pozitive ale celorlalți, decât dacă îi le cer la cei care au făcut asta, au fost vizualizați, au avut această întrevedere cu Brațul, se spune impresiile. Din vreo 3.000 de oameni am avut impresiile a 1.558 de oameni. Ați făcut cercetarea asta? Am făcut cercetarea asta. 1.500 de oameni? 1.558 de oameni, țin foarte bine aminte că trei zile am lucrat la ele, vă dați seama, să trăiți până mâna atâtea, le și țin. Și concluziile mele sunt următoarele. Este o realitate. Aproape peste 80% din oameni au avut o impresie. Foarte mulți oameni au spus, e prima impresie pe care o am. Au văzut lumina, au avut sentimentul de, comunicare comunione, cu toți, așa, cu ceilalți. Alții au văzut lumină în toată camera, alții l-au văzut pe el în lumină. Eu însumi am văzut de la distanță când se apropia, cum simțeam valuri de energie în mână. N-am avut senzațiile, sentimente celorlalți. Dar pot să vă spun două cazuri. Era o doamnă, arhitect, care spune toată viața am lucrat la planșetă, ca arhitect. Și și-a pierdut vederea cu o degenerență maculară, care nu are încă soluții medicale. Și după întrevederea cu Brațul, pur și simplu spun, uite, vă văd, văd cum sunteți îmbrăcat, vă văd culorile. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. Mai era o doamnă, sunt mult mai mulți care au vorbit despre efectele în timpul întâlnirii cu Brațul, dar mai era o doamnă, femeie foarte inteligentă și de vreo trei ori la cuvântul, care povestea că avea o coxartroză foarte dureroasă pe partea stângă, da? Și spune că pe partea aia a simțit ca un fascicol de lumină și pur și simplu durerile treptat au dispărut. Deci, efectele mai întâi majore sunt de ordin psihic-psihologic. Aici putem noi să fim vulnerabili, că poate să fie doar impresia de autosugestie, poate fi susceptibilitatea, receptivitatea. Deci asta e partea discutabilă. Partea discutabilă. Dar cel puțin părțile care erau organice, în care omul a spus acolo unde aveam durere, am simțit influxul ăla de căldură, de lumină, aia nu l-aș putea pune la îndoială. Oricum, mi-asum răspunderea, să spun, alături și de cei pe care eu știu din afara țării noastre, că sunt efecte în momentul întâlnirii cu Brațul într-un procent în care este semnificativ. De 174 de oameni din toți cei care au fost acolo, nu au avut niciun efect. Deci, n-au simțit nimic. Da. Ba, unul a scris chiar plictiseală. Uneori poate să fie vina lor, de fapt. Ca și atunci când citești o carte. Dar când, nici în efectul placebo nu ai. Poate ca asta să fie ca un placebo. Da. Poate să fie ca un placebo. Dar noi, prin efectul placebo, pur și simplu verificăm valabilitatea, eficiența unui medicament. Dacă asta o facem în clinică, de ce aici am respinge-o? Da, cam așa. Nu e logic. Nu, de ce? Presa a privit așa, a luat peste picior, adică l-a plasat în zona imposturii pe Brațul, da? Uneori, la orice afirmație vin 10 negații. Nu știu dacă e cazul aici, dar hai să gândim și în felul ăsta, că poate că n-ar trebui să negăm totul fără să verificăm. Eu însumi n-am avut curajul să afirm nimic. Eu constatam cu amărăciune lucrul ăsta. Deci n-am avut curajul să afirm nimic, până, chit că ceilalți spuneau asta, până când am verificat eu. Deci 1558, mai mult, le și am la dispoziție. Dacă cineva vrea să se convingă, sunt semnate cu adrese, cu telefonul oamenilor, n-au decât să verifice. Ca să fim onești și serioși. Altfel, dacă facem așa discuții pe vorbe, ca mi s-a părut mie, aia nu știință. Da, da. M-am gândit la asta. Că cineva ar putea să aibă păreri contrarii și să spună că este o simplă și atâta. Eu le pun la dispoziție toate astea. Încă o dată, cu adrese, cu oameni pe care poate să stea de vorbă. Telefoane? Da. Nu vor face asta, pentru că ei așa au considerat că trebuie abordat Brațul,
că așa e la modă. Asta e trendul, domn profesor. Tot ceea ce știți cum zicea... Eu nu cred că e bine ca orice valoare să o negăm fără să o verificăm. Asta e trendul. Acum, dacă... Și unde ducem? Aduce și unde ducem, domnul Manega? Unde ducem? Negând tot, unde ducem? Păi unde ducem? Ce realizăm în lumea asta? Tocmai a spus. Mergem totul din rău în mai rău, nu realizăm nimic, nu putem face nimic? Păi... Probabil ăsta e răul cu care trebuie să luptăm prin gândurile noastre bune. Poate mai e nevoie să adăugăm. Este ăsta un destin? Destinul, am păcătuit noi atât de rău. Profesor, posibil ca un păcat al unui popor sau al unui popor să genereze un blestem care să perpetueze secole de-a rândul? E posibil așa ceva? Există că, răul este și el o informație până la urmă. O informație negativă poate fi atât de negativă încât poate să genereze, hai să zicem, blestemul tragic al dezbinării de care vorbea Eminescu, dezbinarea asta care... Eu am stat să o judec și altfel. E posibil ca ea să vină și dintr-un sentiment, dintr-o chestie pozitivă. Sentimentul excepționalității personale. Conștiința propriei tale, dar nu mai vorbim despre asta, că se termină emisiunea, rămâne cu un semn de întrebare. Aș vrea să închei tot cu Eminescu, să vedem unde am pus ce voiam eu să citesc, pentru că, așa cum am spus la început, suntem în preajma sărbătorilor pascale. Am să citesc, așa ca o copertă, un pasaj despre Biserica Ortodoxă Română, de la vremea lui. Biserica Ortodoxă a Răsăritului a luat la români o formă deosebită de aceea altor biserici. Ea nu e numai o comunitate religioasă, ci totodată națională. Bizanțul a avut veleități de papism. Biserica rusească are veleități periculoase de cezaropapism, de întinderea a legii prin mijlocul săbiei pentru augmentarea puterii statului. La români ea a fost, din capul locului, o comunitate religioasă care îmblânzea prin iubire inegalitățile sociale și care făcea pentru oameni o datorie din ceea ce în lumea modernă este un drept. Liniamentele organizării democratice a Bisericii Române se arată ab antico încă. Stând cu alte biserici în legături formale, nu de subordinație, ea a înlocuit la români în timpii cei răi organizația politică și economică. Tot spiritul acesta începe a dispărea. Irreligiozitatea, abstracție făcând de dogme, se întinde într-un mod înspăimântător în secolul nostru. Căci, la dreptul vorbind, credincioșii bisericilor nu prea au știință de plină despre dogmele și canoanele care îi stăpânesc. Ceea ce formează adevărata tărie a bisericii este sentimentul religios, sentimentul de conexiune frățească între membrii comunității bisericești. Acest sentiment pierde pe zi ce trece în România. Comunitatea națională și religioasă, legăturile de iubire și de reciprocitate care existau înainte între toate clasele societății și care făceau din cel bogat amicul celui sărac, din sărac pe apărătorul celui bogat, toate acestea ne-au fost escamotate de către plebea demagogică din România, ale cărei porniri se rezumă în două cuvinte: invidie și sete de câștig fără muncă. Timpul 6 septembrie 1880. Domnule profesor, rămâne ca o temă de gândire pentru noi acum în preajma sărbătorilor și ca o temă de canon, să zicem. Măcar să medităm la cuvintele lui Eminescu. Și chiar și oamenii biserici ar trebui să mediteze la aceste cuvinte. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să-mi fiți oaspete și sper să mai veniți. Dacă nu o să fiți atât de ocupat, dacă nu o să vă acapareze alte televiziuni. Timpul ne-o permite. Hai, vedem. Bine, încă o dată vă mulțumesc, stimați telespectatori, emisiunea noastră a luat sfârșit, ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.